Ora 11, bună ziua, dosar penal după accidentul feroviar din Galați. Conform poliției, acul vitezometrului locomotivei a rămas blocat la 75 de km pe oră. Cercetările vizează distrugere sau semnalizare falsă, ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. A venit și reacția mecanicului. Locomotiva s-a accelerat singură. Președintele Federației Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România, Rodrigo Maxim, va fi în direct cu noi. De asemenea, realizatorul emisiunii Drumurile Noastre, Ștefan Edveș. Le mulțumesc, să vedem ultimele noutăți și revenim la discuție. Din păcate, în urma accidentului, o femeie de 53 de ani, conductor pe tren, a murit la spital după ce intrase în stop cardiorespirator. Alți trei bărbați, mecanicul, șeful de tren și un călător, au fost transportați la spital. Nimeni nu știe ce s-a întâmplat, însă nimic nu ne mai miră dacă încă mai funcționează locomotive de dinainte de 1989. Asta înseamnă că sunt dinainte de 89. Dacă sunt dinainte de 89, înseamnă că noi avem locomotive de 35 de ani care trec pentru un proces de modernizare. Eu am înțeles. Atâta vreme cât este funcțional, răspunde la cerințele de siguranță, măsurător, tot ce se fac în depouri. Dar se fac anchete, iar oficialii CFR Călători par să excludă o eroare umană, cel puțin deocamdată. Este cel mai experimentat mecanic de pe regionala Galați, cu vârsta aproape de 50 de ani, cu experiență de peste 15 ani ca mecanic de locomotivă. Primele informații sunt că locomotiva nu a răspuns la comenzi, mecanicul a încercat toate variantele, deci există posibilitatea să iese din cauză ca eroarea umană. În mod normal, locomotiva trebuia să se oprească la 10 metri distanță de trenul la care trebuia să fie atașată, moment în care mecanicul trebuie să aștepte indicațiile șefului de tren. De această dată însă locomotiva a lovit vagonul atât de tare încât l-a împins câteva zeci de metri. Mecanicul implicat în accident în vârstă de 50 de ani lucrează pe locomotive de 15 ani și este instructor autorizat. O anchetă a procurorilor și a unei comisii a Ministerului Transporturilor urmează să facă lumină în acest caz. Acest accident a avut loc la mai puțin de două săptămâni după accidentul feroviar de la Roșiorii de Verde, atunci când o locomotivă a lovit un tren de marfă. În urma acelui accident, mecanicul responsabil a fost reținut și apoi pus sub control judiciar. 13 persoane au fost rănite în accidentul de la Roșiori. Colegul meu Ștefan Edveș, realizatorul emisiunii Drumurile Noastre. Bună ziua, mulțumesc foarte mult, Ștefan! Rămâne, bună ziua. E al doilea accident feroviar în două săptămâni. Se pune presiune pe factorii de decizie. Am văzut și un comunicat al Ministerului transmis aseară. Care e opinia ta, cunoscând foarte bine domeniul? Noi de aseară, de la ora 7:19:30, de când am primit primele informații și date legate de acest accident, de această tragedie, pentru că avem un angajat al CFR Călători, o doamnă care a decedat. În prima fază, dacă se aduce aminte, la ora 20, când am intrat, cei de la ISU, de la SMURD, ne-au anunțat faptul că nu există deces, există doar victime rănite și că este totul sub control. Interesant este faptul că după 40-45 de minute, în jurul orei 21 sunt pic, lucrurile au degenerat, putem spune așa, și de la spital a fost anunțat că există un deces. Adică persoana aceea care a intrat în stop cardiorespirator a ajuns la spital, din păcate a intrat din nou în stop cardiorespirator de mai multe ori și nu a putut fi salvată. Totul s-a petrecut într-un interval de plus minus 45 de minute, pentru că dacă ați urmări postările domnului Grindeanu, bine, își începe ziua când ne anunță că se stinge becul în minister, asta mă refer ieri, dacă nu
înșel. Apoi anunță acest tot pe Facebook, pentru că domnul Grindeanu are o grămadă de postaci. Apoi anunță acest accident de la Galați, precizează faptul că se vor lua măsuri și că se vor face verificări și la un interval de 40-45 de minute anunță condoleanțe familiei îndoliate. În schimb, eu stau și mă gândesc de ce ministrul transporturilor nu anunță și nu punctează cel mai grav lucru de pe calea ferată, și aici mă refer la inspecția tehnică feroviară. Adică tot ce înseamnă certificarea locomotivelor, tot ce înseamnă certificarea vagoanelor, tot ce mișcă pe calea ferată, mă refer la materialul rulant. Din păcate, în ultimii 3-4 ani s-a anihilat această activitate vitală. Vorbesc despre inspecția tehnică feroviară a tot ce înseamnă locomotive și vagoane din România. Să înțeleagă oamenii mai exact, e ca și când eu am o firmă care, eu am un depou unde se repară locomotive și vagoane, termin de reparat o locomotivă, să spun, a ta personală, a firmei tale, și apoi te sun să vii să-ți iei locomotiva. Tu îți trimiți un mecanic sau un angajat, sau vii tu, îți iei locomotiva din depou și pleci. Nu există niciun fel de inspecție tehnică feroviară. Ministerul Transporturilor, entitățile responsabile, AFER, ASFR, cu întreținerea vehiculelor feroviare, sunt verificate și autorizate din PIX. Asta e mai grav. Da, martorii spun că locomotiva mergea cu viteză foarte mare, din ce au putut vedea. Poliția a spus că acul s-a oprit la 75 de kilometri pe oră. Singurul lucru pe care îl știm cu certitudine e că locomotiva era de dinainte de 1989. Da, dar fac o paranteză mai mare acum. Să știi că sunt locomotive și din anii 70. Sunt automotoare și din anii 50. Ieri eram văzut prin zona Alba Iulia un automotor, cred că era unei firme private, care eu mă așteptam să se dezmembreze pe calea ferată. Deci circula cu o viteză mică, evident, 30-40 maxim de kilometri la oră pe o linie pe culoarul 4 feroviar, unde a trebuit să circulăm cu 160. Și acel automotor, probabil o țară europeană, Franța, dă-te un exemplu, probabil că l-ar fi dat la fier vechi. Da, concret, România, Ștefan, concluzii, s-a deschis dosar penal după accidentul feroviar din Galați de aseară. S-a deschis dosar penal și este foarte grav că un alt pericol îl constituie prelungirea repetată a termenilor, revizilor și reparațiilor planificate la tot ce înseamnă garnituri de tren. Iar ce știm din partea oficialilor, pe care e presiune pentru că e al doilea accident în ultimele două săptămâni, e că ministrul Grindeanu i-a cerut directorului general al CFR Călători să prezinte urgent explicații și să vină și cu soluții pentru că astfel de situații să nu se mai repete. Am fi vrut să vedem și opinia unui sindicalist, a confirmat prezența ulterior, nu a mai răspuns la telefon domnul Rodrigo Maxim. Opinia ta despre acest comunicat? Mai mult ministru. Decât atât, pe lângă acel ordin pe care l-au postat oficialii din transporturi pe site-ul MT legat de o verificare, o inspectare a tot ce înseamnă personal feroviar care este implicat în siguranța feroviară, avem nevoie de un act normativ care să consolideze activitatea de inspecție tehnică feroviară, doamnă, pentru că avem adevărate dricuri pe calea ferată în acest moment. Ministerul Transporturilor nu recunoaște acest lucru. Mi se pare interesant, am văzut azi noapte sau azi dimineață postarea domnului Drulă, care cere demisia domnului Grindeanu și demisia șefului ARF, Autoritatea de Reformă Feroviară. Nu știu în ce context ar lămuri situația demisia unui ministru, demisia unui
director, unui secretar de stat. Pentru că în continuare în România, pe calea ferată, circulă material rulant deficitar. Mulțumesc foarte mult, Ștefan Edveș. Românilor le teamă să se mai împrumute la bănci. Dobânzile mari și scumpirea traiului sunt principalele motive, spun economiștii. În schimb, de la începutul anului au crescut împrumuturile în euro. Analiștii avertizează însă că și aceste rate se vor mări în contextul în care Banca Centrală a majorat recent dobânda de referință la 3,5% pentru a tempera inflația. Ne referim la Banca Centrală Europeană, desigur. Alături de noi Adrian Negrescu, analist economic, Ciprian Purice, de asemenea alături de noi vorbim despre împrumuturi. Pe de altă parte, angajații își doresc bani mai mulți, iar în 2023 oferta de locuri de muncă este variată cu multe oportunități interesante pentru cei care caută să-și construiască o carieră sau să facă o schimbare de job. Sunt destul de multe domenii în care te poți angaja cu mai mult de 4.000 de lei pe lună, chiar și cu 9.500 de lei salariu mediu se oferă în companiile ITNC. Ne va explica imediat Ioana Petrea, specialist HR, dacă e într-adevăr așa. Domnule Negrescu, am să încep cu dumneavoastră. Bună ziua! Da, bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua tuturor, vă mulțumesc! De ce le e frică românilor, domnule Negrescu, cel mai mult să se împrumute la bănci? Pentru că dobânzile sunt foarte mari. Gândiți-vă că dacă anul trecut, pe vremea asta, deci în 1 aprilie 2022, IRCC-ul era undeva la nivel de 1,86, iar la 1 aprilie 2023 crește la 5,98. Ce înseamnă asta concret? Înseamnă că o rată care anul trecut era vreo 900 și ceva de lei, mă refer la un credit de prima casă, da? E, anul ăsta este 1600 de lei. Vă dați seama că nu ai niciun fel de predictibilitate legată de cheltuielile pe care trebuie să le faci, de veniturile tale și de faptul de majorările astea de dobânde. Și cred că asta este marea problemă în momentul de față, pentru că dincolo de aceste dobânzi, da, care sunt din ce în ce mai mari, avem și o înrăsprire semnifică a condițiilor de creditare. Adică te duci la bancă să-ți iei un credit. Acum nu prea să mai aprobă nimeni decât dacă ai un venit foarte mare. De exemplu, la un apartament de 100.000 de euro trebuie să ai un venit undeva în nivel de 8.500-9.000 de lei net. Și câți români se încadrează practic la această situație? Deci, în primul rând, sunt condițiile de creditare, iar pe de altă parte, incertitudinea de oameni pe care încă, din păcate, le așteaptă o criză economică, văd deja că puterea lor de cumpărare a scăzut și încearcă să supraviețuiască din punct de vedere financiar și să amână investițiile astea majore legate pe credit, mai ales cumpărarea unui apartament, cumpărarea unei mașini sau cine știe ce alte lucruri, pentru 2024, atunci când se speră că inflația principala problemă din economie se va tempera și să sperăm că și dobânzile vor reveni pe nivelul normal. Da, domnule Purice, de la 1 aprilie cresc ratele pentru cel puțin 450.000 de români. Pe de o parte se tem de creșterea ratelor, pe de altă parte se tem și de scumpirea traiului. Ne dădea un exemplu, domnul Negrescu, că dacă vrei să-ți iei un credit de 100.000 de euro, trebuie să te încadrezi undeva peste 8.000 de lei salariu. În aceste condiții se va schimba ceva în mentalitatea românilor, apropo de ideea de a deveni proprietar? Vor opta tot mai mulți pentru chirii? Iată, vedem, chiriile au înregistrat creșteri spectaculoase în ultima vreme. Da, bună ziua! Și vânzările de apartamente au scăzut ianuarie 2023 față ianuarie 2022, februarie la fel. Văzusem o statistică pe București, unde probabil se dă trendul și pentru restul țării. Creșterea asta a dobânzilor cheie de către bănci e de manual. Adică în orice manual de macroeconomie și de economie o să găsim că atunci când vrei să temperezi inflația, o măsură cu forcepsul, ce-i drept, că nu e deloc nici inovativă, nici inteligentă, e să crești dobânzile. Costurile cresc și astfel oamenii au mai puțin bani de cheltuit. Cheltuind mai puțin, scade inflația. E aproape matematică demonstrația asta. În privința împrumuturilor în euro, că ați spus despre ele, că le preferă românii, păi să știți, doamna Moraru, că anul trecut, pe vremea asta, Euriborul, fie că e 3M, fie că e 6M, era negativ. Acum el este deja la 4%, în numai un an de zile. Ce înseamnă asta? La un credit de 50.000 de euro, să spunem, o sumă împrumutată de 50.000 de euro, pe an a crescut dobânda anuală efectivă cu aproape 2.000 de euro. Da? Deci asta înseamnă aproape 180 de euro în plus pe lună la rată la un credit de 50.000 de euro.
Deci nu numai în lei e destul de, să spunem, riscant să te împrumuți astăzi, ci și în euro, pentru că această criză inflaționistă este europeană, nu este doar românească. De aceea și oamenii se gândesc de două ori înainte de a lua credite. Peste toată această tendință vine și incertitudinea de la noi din țară, incertitudine politică, faptul că suntem, avem la graniță un război despre care nimeni nu știe cum să va încheia, nimeni nu vorbește despre pace, adică nici măcar nu ne-am propus să atingem această pace. Oamenii simt aceste lucruri și preferă să amâne orice investiții dintre astea importante pe o durată lungă. Da, doamna Ioana Petrea, în direct cu noi, vă mulțumesc, doamna Petrea, bună ziua. Cum se simte această presiune în piața muncii? Cer angajații salarii mai mari, le și primesc? Bună ziua, așa este, criza s-a modificat și cererile salariale din partea angajaților, din păcate, dar da, domeniul IT rămâne în continuare cel care este cel mai bine remunerat la momentul ăsta, însă tendința angajaților este să-și deschidă poate pe lângă jobul pe care l-au în prezent și pe fraud sau SRD-uri, ca să încerce să poată factureze și să presteze și alte servicii. Nu știu, vorbim de zona media, PR, social media, unde ei sunt deschiși cumva să lucreze și peste joburi, tocmai ca să-și obțineacu limiturile. Deci dacă nu reușesc să obțină o mărire de la actualul angajator, încearcă să-și găsească câteva joburi extra. Exact. Da. Asta se întâmplă, tocmai solicitările lor sunt de mărire salarială, însă joburile sunt că nu se modifică, angajatorii nu-și modifică rolurile, business-ul nu se modifică, doar solicitarea salarială este în creștere. Dăduse, domnul Negrescu, un exemplu, la un credit de 100.000 de euro ar fi nevoie de un salariu de cel puțin 1.500-9.000 de roni. În ce domenii se mai câștigă banii ăștia? Cel mai recent am auzit că se caută foarte mulți ingineri chimiști, pentru că în România există tot mai puțin și am auzit salariul ăsta că s-ar oferi. Din nou, în zona IT, un director financiar care poate să țină până la bilanț de balanță toată companie, toată contabilitatea unei companii și cam asta ar fi. Domnule Negrescu, iată, ca să obții banii ăștia necesari pentru achiziționarea unui apartament, nu? Cu 100.000 de euro, trebuie să fii director financiar, inginer sau să lucrezi în domeniul ITNC. Acestea sunt meseriile de viitor, că tot se vorbea despre facultatea de, cu termen limitat în urmă cu ceva timp. Păi da, și asta e o problemă. Gândiți-vă că unul dintre principalele motoarele economice, industria asta, construcția, nu există țară din lumea asta care să nu fi crescut economic decât fără să stimuleze industria construcției. Și nu înseamnă doar imobiliare, adică nu doar construcția unui apartament și vânzarea acestea reprezintă principala problemă. Gândiți-vă că oamenii, dacă își cumpără un apartament, își cumpără și mobilă, își cumpără și electrocasnice, se și așează într-o zonă, nu mai pleacă în străinătate. Sunt atât de multe resorturi economice care implică achiziția unui imobil, încât trebuie ca autoritățile să gândească la această situație. Dar de rațională, sper ca din prima parte a anului viitor să înceapă ușor-ușor să reducă dobânda și să simplifice oarecum condițiile de creditare, pentru că dacă nu vom face acest lucru, e probabil că această economie să ajungă în recesiune. Mai mult decât atât, sper că și autoritățile, guvernul principal, să umple din nou la codul fiscal și să scoată această decizie aberantă din punctul meu de vedere de a crește practic TVA-ul pentru locuințele noi de la 5 la 19% pentru cele care sunt puțin mai scumpe de 6.000 de lei. Păi, a fost o decizie care a înghețat piața și care a lovit puternic toate industriile conexe sectorului construcțiilor. Avem 600 de dezvoltatori imobiliari din România și cam 70% dintre ei, făcut în studiu acum vreo câteva luni, 70% dintre ei au în prajuri insolvenții. Deci nu putem să mergem la nesfârșit așa și cred că dacă nu vom lua niște măsuri urgente pentru a stimula oamenii să investească, să își ia apartamente, să-și cumpere mobilă, să-și cumpere electrocasnice, să practic să-și creeze o familie, dacă despre asta este vorba, aici în țară și în altă parte, avem o reală problemă. Da, încercăm să eficientizăm calitatea apelului cu domnul Negrescu. Revin la Ciprian Purice. Așadar, spunea doamna Petrea, specialist în domeniul resurselor umane, că disperat să facă rost de bani în contextul în care nu îi primesc de la angajatori, oamenii încep să-și facă SRL-uri sau să-și găsească diverse joburi part-time pentru a-și rotunji veniturile. Asta e partea bună și optimistă a problemei, că avem niște oameni care în momentul când întâmpină dificultăți financiare încearcă să găsească resurse să producă mai mult.
cea parte a rea a problemei este că ne ducem într-o sărăcire accentuată a unor largi pături sociale. Adică de câțiva ani de zile, după creșterea asta de venituri care au survenit, parcă nivelul de sărăcie în România ca număr de persoane scăzuse și aveam undeva la 1,5 milioane, 2 milioane de cetățeni care trecuseră pragul și ajunseseră la un nivel de trai decent. Ei bine, acum nu facem altceva, că acolo sunt problemele în situațiile astea de restricție economică, dacă vezi, la cei care sunt la limita unui trai decent și pe care noi, repet, cred că sunt vreo 2 milioane, aștept să iasă cei de la INS cu statistica pe venituri după inflația asta și să vedem câți exact, dar estimarea mea e că undeva pe la 2 milioane de cetățeni îi aruncăm înapoi în zona de sărăcie severă, pentru că nu trebuie să fii mare expert, e suficient să dai o tură pe la piață și pe la supermarket și vezi cât de mult s-au scumpit produsele de bază. E scumpire care nu rezidă doar din creșterea energiei și a carburanților, ci pur și simplu s-au găsit și o groază de producători sau distribuitori să speculeze. Pentru că nu e posibil să crească, de exemplu, la litru de lapte, care era în medie anul trecut undeva pe la 4 lei, 5 lei, un lapte ieftin de 1,5%, acum e deja la 8-9 lei. Un pachet de unt a crescut de la 6-7 lei la 11-12. Un borcan de bulion, nu că îl folosește fiecare gospodin în bucătărie, a crescut de la 4 lei la 90 lei. Deci sunt niște lucruri care, fără de care nu putem trăi, nu mai intrăm în zona de igienă personală sau haine, deci lucruri fără de care nu putem trăi, nu vorbim de lux, nu vorbim de mașini, de concedii sau mai știu eu ce alte chestii, și care ne lasă cu mult mai puțin bani în buzunar. De aceea vor fi foarte puți oameni care efectiv nu vor mai avea cu ce să își achite aceste costuri și poate unii dintre ei ar vrea să-și găsească un serviciu part-time sau să mai facă ceva să genereze niște resurse, dar nu va mai fi, nu prea mai este unde. Adică e o situație atât de complicată și sofisticată încât e greu de prognozat și evoluția și ce soluții am putea noi cere guvernului. Da, doamna Petrea, peste tot vorbim de scumpiri, așa cum spunea Ciprian Purice, de creșteri de tarife, de rate, alimente, apartamente, facturi, totul s-a scumpit. Cum se schimbă? Cum schimbă această presiune raporturile din piața muncii? O să vă răspund, aș vrea să intervin un pic dacă îmi dați voie, că pot să spun mai devreme că nu au unde să lucreze. Ei vin și oamenii care poate nu și-ar permite deschiderea unui PSA sau SRL-ul, știi, industrii care sunt realmente în criză din oameni. Vorbim de absența școlilor care mai sunt specializate, școli de meserii, unde e vorba în patiserii de oameni, de la un fabricar până la vânzător. Știu exemple, situații concrete unde nu se mai găsesc oameni dispuși să vină să lucreze pe astfel de joburi. Astfel de locuri de muncă. În construcții, din nou, este o dificultate majoră de a găsi. Deci, soluția ar putea exista dacă și oamenii ar fi dispuși să investească în partea asta. Deci nu există ofertă în materie de locuri de, în materie de angajați la munca de jos, asta ne spuneți. E o cerere mai mare decât disponibilitatea angajaților de a se duce către zonele astea. Dar salariile cum sunt? Că poate salariile nu le-ar oferi oamenilor posibilitatea să trăiască decent. Cât oferă la o cofrigărie, la o patiserie un angajator? 4.000 de lei, un salariu net pentru un vânzător în cofrigărie, în patiserie, vânzător. 4.000 de lei net. Nu găsim oameni pentru că e un program care începe de la 5:30 dimineața, iar oamenii nu vor. Da. Cum vedeți această situație, domnule Purice? Faptul că locuri de muncă ar fi pentru cei care, eu știu, vor să-și asigure măcar o pâine pe masă, dar nu există interes. Păi da, eu nu spuneam că sunt oameni care stau degeaba și nu vor să muncească. Spuneam că cei care sunt deja angrenați în câmpul muncii nu cred că mai au posibilitatea să se ducă în zone de part-time, pentru că în construcții nu se poate part-time. În patiserie, că vorbea doamna Petrea, nu știu dacă se poate part-time. Deci zona asta de part-time e specifică salariaților cu un nivel de calificare mai ridicat, care pot să lucreze de la distanță, care pot să lucreze în materie de, nu știu, creativitate. Adică eu, repet, o pătură de activitate cu pregătire și cunoștințe mult mai mari decât cele din prima linie. Aici e problema, că problema cu cei din prima linie este cu cei din construcții, din patiserie, din aprovizionare, vânzători, unde nu cred că funcționează sistemul part-time.
Ba da, îmi cer scuze că intervin din nou, dacă știți că ne-am încercat campanii de recrutare în care pur și simplu să-i chemăm 4-5 ore doar ca să suprimim locurile de muncă pentru că am fost nevoiți să aducem schiza în chei, că pur și simplu românii nu erau dispuși să vină. Și vorbesc de două lanțuri de patiserie super renumite, adică ar avea toate motivele ca în curs de imagine de angajator oamenii să vină. Toate astea respind oferte. Da. E greu să îmbinăm dorința de a câștiga mai mult, de a avea un singur job și eventual și toate condițiile la dispoziție de la început. Domnule Negrescu, România riscă în următorii 10 ani să rămână fără angajați calificați în economie. Cum se vede viitorul? Da, este un studiu pe care noi îl vom lansa săptămâna viitoare și care arată că în momentul de față, pentru a ne atinge potențialul economic, noi avem nevoie de aproape 1 milion de angajați. Dar specializați, care să știe să lucreze cu mașini, care să știe să lucreze cu aparatura asta de ultimă generație din industrie 4.0. Sunt numai industria automotivă, adică industria auto sunt oameni. Nu mai vorbesc de sectorul construcțiilor, unde avem nevoie de 250.000 și mă refer aici de la cei care, de la zidari la electricieni și tot fel de meserii absolut esențiale pentru acest sector. Deci noi dacă nu reușim să facem un program național de pregătire a tinerilor pentru joburile astea viitorului, s-ar putea să ne ratăm potențialul economic în viitor și să fim nevoiți să importăm din ce în ce mai mulți muncitori din alte țări. Deci e o mare problemă, pentru că școala românească, și o să veți vedea în studiul pe care îl voi lansă săptămâna viitoare, practic nu te pregătește pentru realitatea economică, pentru realitatea lumii în care trăim. Și asta este marea problemă, că 70% dintre absolvenții de studii medii din România ies din școală cu o simplă diplomă, practic merg cu diplomă, nimic altceva. Iar cei care ajung la facultate, din trei, doar 27% reușesc cu adevărat să-și găsească o meserie într-adevăr cerută de piața forței de muncă. Ceilalți se angajează fiecare cum poate. Dacă, de exemplu, dacă termină dreptul, se duce și lucrează ca agent de vânzări și tot felul de artificii de acest gen, pentru că, din păcate, școala nu reușește să ne ofere practic angajații de care avem nevoie. Rezolvă ceva această inițiativă de a face o facultate de 2 ani, sunt câteva meserii, exceptând arhitectura, medicina, dreptul, pentru care se va putea face, iată, facultate de 2 ani, echivalentul subinginerului de pe vremuri, dacă vreți. Este absolut necesar să avem niște cursuri de pregătire de scurtă durată, în așa fel încât oamenii ăștia să intre rapid în câmpul muncii. De ce vă spun acest lucru? Pentru că dacă te uiți la ceea ce face ANOFM-ul, Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, în momentul de față, sincer îți pui mâinile în cap, pentru că nu are nicio legătură tematica de cursuri pe care eu oferă cu ceea ce se întâmplă în realitate. Ei pregătesc bodyguards, pregătesc agenți comerciali, pregătesc inspectori de resurse umane, da? Și tot fel de alte meserii care nu sunt neapărat cerute de piața forței de muncă și care, pe de altă parte, nu oferă salariile pentru că acești oameni, într-adevăr, să aibă un trai decent în țara noastră. Gândiți-vă că avem aproape 1,8 milioane de români care trăiesc cu salariu minim pe economie. Domnule, păi hai să încercăm urmăriți să facem... tot ce se întâmplă în plan economic. Ce înseamnă în momentul ăsta salariu decent? Salariul decent e undeva cel puțin peste 1000 de euro, dacă vrei într-adevăr să reușești să-ți plătești facturile la timp, să ai un credit dacă vrei să-ți iei și o locuință și să te descurci cât de cât cu banii. Sub 1000 de euro treci practic la limita sărăciei în România, în condițiile în care prețurile, mai ales ale produselor alimentare, cum spunea și Ciprian Purice mai devreme, s-au dublat față de anul trecut. Problema alimentară a devenit una de strictă necesitate în România și nu văd cum o putem rezolva în condițiile în care, de exemplu, ministrul agriculturii se ocupă de greieri și de albine și de tot fel de alte inițiative, în loc să vadă care e problema de la producător la comerciant, de ce cresc prețurile de 3 sau de 4 ori de la poarta fermei până ajunge pe galantarul magazinului. E, doamna Petrea, cam ăsta punctul de unde pornesc discuțiile între angajat și angajator, cam 1000 de euro? Să știți că fix asta mă gândeam, un inspector de resurse umane câștigă net undeva la 3500 de lei. Un inspector de resurse umane, care teoretic n-ar fi un loc de muncă la nivelul de jos. Deci, dar, din punctul meu de vedere, ar trebui să pornească de la 1000 de euro, chiar și mai mult, aș zice, pentru dacă vorbim de rate, credite și alte nevoi, cred că oricum ar fi insuficient. Sunt niște domenii, foarte multe domenii, din păcate și industrie, unde ele sunt poziționate salarial sub 1000 de euro. Da, domnule Purice. Concluzii. Sunt, de exemplu, industria construcțiilor să câștigă cu mult peste 1000 de euro.
dar e și o activitate care nu e pentru toată lumea, fiind efortul fizic fiind uriaș. Și programul e cam zi lumină, mai ales în plin sezon de construcții. Problema legată de brațele forțelor de muncă, ca să nu mai spunem ANOFM, se știe toată lumea despre ce e vorba, este că ei nu corelează absolut deloc cererea din piață, cum vă zicea domnul Negrescu de studiu pe care l-au făcut ei, cererea din piață cu ce furnizează trainerii, de exemplu, și aici includem și facultățile. Pentru că astăzi un tânăr care termină clasa a 12-a și dă bacul peste două luni de zile, se duce la o facultate așa, din niște motive care sunt mai mult cosmice, nici de cum în legătură cu realitatea. Să știe că cam în ce zonă va lucra, cam care va fi nivelul său salarial, eventual în ce oraș ar putea juca, ar putea munci. Ori asta noi am putea învăța inclusiv de la regimul comunist, doamne, o să vă surprind. Dar ei sistematizaseră atât de bine aceste elemente, educație, serviciu și orașul în care activai, care știai în momentul dacă făceai siderurgia, te angajai la Galați sau la Reșița, dar nu la Caracal. Dacă făceai ingineria de auto, te angajai la Craiova sau la Pitești. Adică exista o corelare foarte, foarte riguroasă între ce avea nevoie piața ca forță de muncă și mai puțin calificată și foarte înalt calificată și cu ceea ce scoteam de pe băncile școlii. Asta ar trebui să fie misiunea fundamentală a Agenției Naționale de Forță de Muncă. Da. Nu să facă cursuri, ci nu să se comporte ca un portal de angajări. Că avem, slavă Domnului, o groază de portaluri de angajări. Da. Pentru munca de jos, ultima întrebare, doamna Petra, pentru care, iată, nu prea se găsesc doritori. Vom vedea din ce în ce mai mult angajați de import, ca să spunem așa? Cred că s-a pierdut legătura. Concluziile s-au tras. Le mulțumesc foarte mult invitațiilor mei. Mergem mai departe. Chiriile au înregistrat creșteri spectaculoase în ultima vreme. În nordul capitalei, de exemplu, chiria unui apartament poate fi de 3 ori mai mare decât cea unei locuințe din sudul orașului. Aflăm de la Valentina Miu, care sunt cele mai scumpe zone din București, dar și cele mai accesibile. Iată! Bun găsit! Cele mai scumpe chirii din capitală sunt în zonele Pipera, Aviației și Floreasca. În schimb, cele mai accesibile tarife sunt în cartierele Berceni, Ghencea, Drumul Taberei și Giurgiului, ne arată o analiză a unei platforme online de imobiliare. Dar să vedem acum, în funcție de zonă, cum variază tarifele pentru o garsonieră. În zona Pipera, prețul mediu ajunge la 425 de euro pe lună. Apoi, în cartierele Aviației și Floreasca, prețul este de aproximativ 400 de euro pe lună. În schimb, în sudul și în vestul capitalei avem Berceni, Ghencea și Brâncoveanu cu prețuri de până în 300 de euro pe lună. Mergem mai departe la apartamentele cu două camere. Aici, cele mai mari tarife sunt în cartierele Primăverii și Herăstrău, de 661 de euro, respectiv 650 de euro pe lună. În schimb, chirii mai mici găsim în Berceni, Rahova și Ghencea, undeva la 360 de euro pe lună, iar în Giurgiului chiria scade până la 348 de euro pe lună. Dacă vorbim de apartamentele cu trei camere, prețul unei chirii sare chiar și de 1000 de euro pe lună. În Herăstrău, tariful este de aproximativ 1046 de euro pe lună, Floreasca 966 de euro pe lună, Aviatorilor 944 de euro pe lună. Cele mai accesibile prețuri pentru închirierea unui apartament cu trei camere avem în Pantelimon și Fundeni, unde chiria este de aproximativ 440 de euro pe lună. Brâncoveanu și Giurgiului sunt însă singurele zone unde chiriașii pot găsi locuințe cu mai puțin de 400 de euro pe lună. În țară, prețul chiriilor a înregistrat și ușoare scăderi. La Constanța, în cazul apartamentelor de 3 camere, prețul solicitat a fost cu 7% mai mic și în Cluj-Napoca, în cazul garsonierelor, unde acesta a scăzut cu 3%. În schimb, cele mai mari creșteri de la o lună la alta s-au înregistrat în Arad, la apartamentele cu două camere, în Sibiu, la garsoniere și în Brașov și Oradea, la apartamentele cu două camere. Ora 3 a devenit azi noapte ora 4, iar medicii fac apel la renunțarea schimbării orei la nivel european și justifică solicitarea prin faptul că 20% din populație suferă de probleme fizice sau mentale legate de schimbarea orei. 4,6 milioane de oameni au răspuns la consultarea publică pe acest subiect, iar 3/4 dintre respondenți consideră că schimbarea orei de 2 ori pe an este o experiență cu impact negativ.
Medicul Tudor Ciuhodaru e inițiatorul acestui demers și ne lămurește ce șanse sunt să fi fost aceasta ultima schimbare a orei pe care am traversat-o. Domnule doctor, bună ziua! Bună ziua, și ar trebui să fie șanse, pentru că Parlamentul European a votat acest demers legislativ încă din 2019 și nu știu ce a împiedicat pe cei din Consiliu și Comisie și chiar și statele membre să facă acest lucru. Iar dar, mă rog, totuși să spunem lucrurilor pe nume, este o cerință a cetățenilor europeni. 4,6 milioane de oameni au spus nu mai vrem să se schimbe această oră de vară. Este cu consecințe importante asupra stării de sănătate, mai ales a grupelor extreme de vârstă și a celor care sunt cu boli cronice. Și în acest context lucrurile se pot desfășura pe această direcție. Ar trebui mai multă voință și o accelerare a acestor proceduri și se poate renunța la această oră de vară, pentru că de multe ori au fost puse acele considerente economice în balanță cu cele de ordin fizic, psihic și, dacă vreți, de acomodare la această oră și lucrurile n-au ieșit chiar bine pe partea economică. Iar dacă vreți să vă spun lucrurile legate din punct de vedere strict medical, eu la spital în aceste zile primesc deja cu oameni care amețesc, îi doare capul, au tulburări de cardiace, tulburări de rind și mulți dintre ei le pun pe seama acestei schimbări a orei, dar totuși trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Majoritatea oamenilor se adaptează cu ușurință la această trecere la ora de vară. Cam în două săptămâni cele mai multe modificări sunt reglate, dar pe de altă parte există riscuri majore. Și vorbesc de riscul, crește riscul de infarct cam cu 5-10% și atenție, mare atenție, la persoane tinere, active profesional. În plus, există și un risc crescut de suicid în primele două săptămâni după schimbarea orei, mai ales la cei care au vulnerabilități de ordin psihoemoțional sau au un diagnostic de boală psihică, așa că cel puțin pentru aceste categorii ar trebui o supraveghere mai atentă. În esență, sunt modificări cardiovasculare importante, o creștere a tensiunii arteriale, variate tulburări cardiace care pot duce chiar la decompensarea afecțiunilor preexistente, iar pe de altă parte este o întreagă cohortă de semne neuropsihice, de la somnolență, tulburări de somn, somnolență diurnă, insomnie, tulburări de apetit, tulburări de dispoziție, anhedonie, lipsa oricărei plăceri, sindrome cefalalgice, sindrome vertiginoase și să știți că foarte mulți pacienți apar în aceste zile, mai ales duminică și luni, cu modificări de tip neurologic și care impune o evaluare corespunzătoare, mai ales că da, hai, putem spune că e o problemă de adaptare, dar să știți că sub această simptomatologie polimorfă poate fi ascunsă oricând o boală cardiacă sau neurologică, așa că nu neglijați aceste simptome, veniți la unitățile de primire a urgențelor pentru a fi evaluați, pentru a nu se trece pe lângă un astfel de diagnostic. Și o să vă mai dau o soluție, să știți că sunt 5 metode simple de a încerca să trecem mai ușor, nu putem trăi sub un glob de sticlă nici în această perioadă, adică planificarea exactă corespunzătoare a activității. Evitarea situațiilor de stres, de conflict, de consumare de substanțe psihoactive. A încercat să ne mișcăm chiar sub forma unor plimbări în aer liber, că este frumos afară, și o alimentație bogată în fructe și legume proaspete pot să fie soluții sănătoase pentru a trece mai ușor peste această perioadă și sper că odată și odată, atât modificările legislative, pentru că este incredibil, 4,6 milioane locuitori ai Europei au spus un lucru, dar ca de obicei, ca la Schengen, dacă vezi, nu se ține cont de părerea cetățenilor europeni. Și sper că odată și cu această educație pentru sănătate, ca prim vicepreședinte al proaspete înființate Comisii de Sănătate din Parlamentul European, este o premieră în Parlamentul European, avem și această problemă legată de educația pentru sănătate, ea poate face diferența dintre disconfort și partea sănătoasă și o să închei spunând că citând sau parafrazând un mare scriitor român, Marin Preda, care spunea că dacă dragoste nu e, nimic nu e, eu o să vă spun că dacă sănătate nu e, nimic nu e și dacă educație nu e, nici sănătate nu e. Vă mulțumesc foarte mult, medicul Tudor Ciuhodaru a fost. După acest weekend, când temperaturile au ajuns la amiază chiar și la 25 de grade Celsius în unele zone din țară, vremea se va răci brusc, o masă de aer rece polar dinspre nordul Europei va ajunge deasupra României, iar efectele se vor vedea în prima parte a acestei săptămâni. Dacă sunt normale aceste variații mari de temperatură și cum se fac aceste schimburi între aerul cald tropical și masa de aer rece polar care își va face simțită prezența. La începutul săptămânii ne explică climatologul Roxana Bojariu. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult, doamna Bojariu. Bună ziua. Sunt normale aceste schimbări mari de temperatură în perioada aceasta de la final de martie? Variațiile sunt în general normale pentru că noțiunea de medie este până la urmă una
abstractă, e un concept rezultat dintr-un calcul matematic. Întotdeauna au fost, sunt și vor fi fluctuații, pentru că sistemul climatic este unul foarte complex și transferul energiei între componentele sistemului climatic, ocean, continente, atmosferă, se face pe foarte multe căi, de aceea, cum spuneam, variațiile sunt un lucru normal, cu atât mai mult variațiile termice și variațiile în tiparele vremii în general sunt normale în anotimpurile de tranziție, primăvara și toamna, dar acum vorbim de primăvară, pentru că în aceste anotimpuri de tranziție se reconfigurează practic circulațiile atmosferice dinspre sezonul, în cazul nostru rece, spre sezonul cald, și atunci la această reconfigurare evident că stabilitatea are de suferit, deci e ceva normal, dar ceea ce aduce schimbarea climei este acest fond de cu o cantitate sporită de căldură în sistem și cu o cantitate sporită de vapor de apă și atunci evident că există variații cu un contrast mai puternic, de exemplu. Și contrastul mai puternic este de obicei dat de prezența acestor temperaturi foarte ridicate, după care când se ajunge la temperaturi mai apropiate de obișnuitul perioadei, obișnuitul climei prezente al perioadei, evident că diferența este mare. Uneori se ajunge chiar și sub media perioadei, dar e interesant că atunci când faci bilanțul și vezi la nivel de emisferă, de exemplu, emisfera nordică în cazul nostru, chiar dacă în unele zone ai temperaturi mai scăzute, totuși temperaturile mai ridicate din alte zone de obicei îți dau cu plus pentru toată emisfera. E și cazul zilelor pe care le trăim. Deci chiar dacă temporar ai perioade cu temperaturi mai scăzute, ele în niciun caz nu compensează temperaturile foarte ridicate din alte regiuni și alte perioade. Da, deci nu este exclus, chiar dacă ne aflăm la final de martie, să mai avem încă episoade de iarnă cu lapoviță și nisoare. A, nu, nu este exclus. În 2017 am avut un episod de viscol în Moldova, în a doua parte a lunii aprilie, după 15 aprilie, parcă 17 aprilie, ori, vă dați seama, luna martie, oricum e cunoscută ca fiind o lună foarte capricioasă, nu degeaba înțelepciunea populară a configurat noțiunea de babe, de zile în care ai capricii ale vremii. Deci, clar, nu e exclus nimic, dar după episodul rece, înțeleg că iar vom intra săptămâna viitoare spre sfârșit într-o perioadă cu temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite. Vă mulțumesc foarte mult, climatologul Roxana Bojariu. Pauză și revenim. Din nou în direct, o boală extrem de contagioasă se răspândește cu repeziciune în România, deși veche de sute de ani, tuberculoza, căci despre ea vorbim, mai ales dacă este netratată, poate duce la deces, iar riscul de infecție este crescut. Numărul cazurilor de tuberculoză e în creștere în România. Anul trecut au fost aproape 9.000 de cazuri, cu peste 1.000 mai multe decât în 2021. Din nefericire, țara noastră e pe primul loc în Europa la numărul de pacienți infectați. Ca să nu mai fie considerată o problemă de sănătate publică gravă, specialiștii spun că ar trebui să avem un caz la un milion de locuitori. Gilda Popescu, medic pneumolog în direct cu noi, vă mulțumesc foarte mult, doamna doctor. Bună ziua și eu vă mulțumesc pentru invitație. De ce rămâne tuberculoza o boală atât de frecventă la noi în țară? Da, afirmațiile dumneavoastră sunt reale. Boala este cunoscută de mii de ani. Adâncul etiologic a fost descoperit în 24 martie 1882 de către cercetătorul german Robert Koch și cu toate astea ea continuă să creeze reale probleme de sănătate. De ce? Pentru că este o boală care se transmite pe calea aerului. Transmisându-se pe calea aerului, oricine se poate îmbolnăvi de tuberculoză.
Din păcate, România, ca țara Uniunii Europene, din 2007 de la aderare și până în prezent, rămâne țara cu cea mai înaltă incidență, atât în rândul populației adulte, cât și în rândul celei infantile. Chiar în ultimii 20 de ani am avut niște politici coerente și am afirmat și în 24 martie, am scăzut incidența globală a tuberculozei, incidența în rândul populației generale cu 67,7%, la copii cu 77,7%, iar mortalitatea ca indicator de impact cu 63,7%. Și cu toate astea, suntem pe primul loc în Uniunea Europeană și locul 6 în regiunea OMS Europa. Da, iar doamna doctor, o singură întrebare să eficientizăm timpul. Ce e în puterea noastră să facem ca să evităm îmbolnăvirea și care ar fi primele simptome care să ne dea de înțeles că avem de-a face cu mai mult decât o simplă răceală? Da. Deci, cele mai eficiente înseamnă depistarea rapidă a acestei boli, că vă spuneam, se transmite pe calea aerului. Semnele cele mai evidente sunt tusea persistentă în 90% dintre cazuri, oboseala marcată, lipsa de poftă de mâncare, transpirațiile predominant nocturne. Dar aceste semne, din păcate, nu sunt prezente decât la formele care au deja manifestare. Sunt forme care nu pot fi depistate decât radiologic. De aceea vă vorbeam despre acele măsuri de depistare rapidă, adică screeningul în rândul populației generale, astfel încât să putem identifica cazurile de la debut și să le putem trata. În ce presupune testul de screening, doamna Popescu? E ceva complicat? Nu. Testele de screening se fac conform unui algoritm stabilit de Organizația Mondială a Sănătății și constau fie în metode bacteriologice, în metoda bacteriologică, fiind cea de confirmare a tuberculozei sau de suspiciune, efectuând examenul radiologic de obicei în populații la risc, deci populații țintite, acolo unde incidența tuberculozei este mare, acolo unde avem populații sărace, acolo unde măsurile de populația nu poate apela la servicii de sănătate, nu au un acces facil, acestea sunt zonele care trebuie supuse screeningului în vederea depistării acestor cazuri de tuberculoză pentru a se institui tratament. Da. Cu tratament corect, 85% dintre ele se pot vindeca, nu mai există surse și atunci nu mai avem cum să ne îmbolnăvim de tuberculoză. Vă mulțumesc foarte mult, medicul pneumolog Gilda Popescu a fost în direct cu noi. Atât la această oră, știri la fix cu Luiza Cergan. Ne revedem la Talk B1 la ora 13. O zi frumoasă tuturor!